este o zi specială pentru noi, este un moment special pentru că avem un oaspete care ne onorează cu prezența sa aici și este un moment de sărbătoare a întregii comunități, pentru că beneficiem de prezența Doamne, Excelenței sale, doamna ambasador Laurent Soler, care este aici la noi, la Suceava, în sala Teatrului Matei Lichinec. Este un moment important pentru comunitatea noastră. Este o onoare pentru orașul nostru. Este o onoare pentru mine personal să înmânăm astăzi titlul de cetățean de onoare ambasadorului Franței, Excelenței sale, doamna Laurent Soler. Să aplaudăm! Excelența sa, pe lângă faptul că este un bun ambasador, este și un prieten deosebit al Sucevei, al Bucovinei și al României. Sigur că se pot spune multe despre activitatea dumneavoastră, despre implicarea în viața comunităților din România, a relațiilor de colaborare. Eu o să mă refer la câteva. În primul rând, excelența voastră, v-am votat în Consiliul Local să vă dăm acest titlu cetățean de onoare pentru sprijinul noastră în realizarea Alianței Franceze la România, la Suceava, pardon, în România, că România era de mult. La Suceava, vă mulțumim! Vreau de potrivă să mulțumesc doamnei profesor Sanda Maria Ardeleanu, care a pus atât de mult suflet la această alianță franceză și iată că astăzi francofonii din Suceava sunt foarte mândri de acest lucru. La fel, nu putem să omitem de faptul că, iată, maestru Matei Lichinec, care este de naționalitate dublă, dar maestre și român și francez, este astăzi aici lângă noi și îl salutăm. Și sunt alte personalități care sunt prezente aici și îi mulțumesc. Deci spuneam de sprijin acordat pentru încălzarea Alianței Franceze la Suceava. Un lucru concret s-a întâmplat chiar ieri, e acest maraton de business. Am participat la el, îmi pun mari speranțe în el și mulțumesc domnului președinte al Camerei de Comerț și Industrie franceze, domnul François Cost, nu știu dacă este în sală, îi mulțumim mult. Ca să nu mai spun eu prietenului și partenerului meu și, rog, fost coleg, domnul Paul Coller, care este aici director la Ambro Suceava și care colaborăm foarte bine și ne legăm speranțe că vom face o treabă bună cu acest maraton de business și cu acel club al oamenilor de afaceri suceveni, din Suceava și din Franța. Consiliul Local al Municipiului Suceava conferă titlul de cetățean de onoare al Municipiului Suceava Excelenței sale doamne Laurent Soler, ambasador al Franței în România. Felicitări! Amintirii din Bucovina, o ie, așa mi-a spus specialiștii, că este o ie din Bucovina, din Suceava. Deci, eu am plecat, vreau să amintesc pe mine. Azi, sunt foarte onorată să primesc această distinție. Vreau să exprim mulțumirile franceși și ale europei pentru tot sprijinul. Sucevei în criza Ucrainei, în această perioadă de intensă colaborare. A fost pentru mine un semestru foarte special. Fiecare sâmbătă am fost aici cu sprijinul francez. Dar cu vizite de înalt nivel la Suceava, de pilda cea a Ministrului francez de interne, cu toate societățile din zona pe care l-am vizitat. Încercăm să încurajăm conexiunile între localitatea dumneavoastră și Franța. Pe plan economic, pe plan cultural, politic, prin intermediul Alianței franceze și prin intermediul companiile franceze. Rom Carton, sigur, dar la fel François Cost et toute la CCIFR, donc la Chambre de Commerce, și toate companiile care sunt se implantă la Suceava. Limba și cultura franceză au fost mereu prezente la un nivel excepțional aici la Suceava. Iar eu sunt deosebite onorată să primesc astăzi acesta înaltă distinție. În numele acestei colaborări și în speranța intensificării legăturilor dintre Suceava și Franța.